De ce sărbătorim anul nou pe 1 ianuarie? În majoritatea țărilor, anul nou începe pe 1 ianuarie. Totuși, nu tot timpul a fost așa. De fapt, timp de sute de ani, alte date au marcat începerea unui an nou, incluzând 25 martie sau 25 decembrie. Deci, cum a fost aleasă data de 1 ianuarie pentru a marca începutul anului nou? Păi putem mulțumi mare parte tipului ăsta. Regele roman Numa Pompilius, care, conform istoriei, în timpul domniei sale între anii 715 și 673 înaintea erei noastre, a modificat calendarul republican roman, astfel încât luna ianuarie a înlocuit luna martie, devenind prima lună anului. Alegerea a fost una cât se poate de potrivită, deoarece ianuarie a fost numită după Janus, zeul roman al tuturor începuturilor, luna martie comemorându-l pe Marte, zeul războiului. Cu toate acestea, există dovezi că data de 1 ianuarie a început să fie folosită oficial pentru comemorarea începerii unui an nou abia în anul 153 înaintea erei noastre. Mai târziu, în anul 46 înaintea erei noastre, tipul ăsta, Iulius Cezar, introduce mai multe modificări prin calendarul Iulian, calendar folosit și în România până în anul 1919. Acest calendar avea data de început a anului, 1 ianuarie. Odată cu expansiunea Imperiului Roman, s-a răspândit și utilizarea calendarului Iulian. Cu toate acestea, după căderea Romei din secolul V, multe țări creștine l-au modificat, astfel încât să reflecte mai mult religia lor, sărbătorind pe 25 martie Buna Vestire, iar pe 25 decembrie Crăciunul. Mai târziu, devine clar faptul că aceste modificări suplimentare aduse calendarului Iulian au fost datorate unei greșeli în ceea ce privește anii de salt. Efectul cumulativ al acestei erori pe parcursul a mai multor secole a provocat ca diverse evenimente să aibă loc în anotimpul greșit. De asemenea, au existat și probleme cu stabilirea datei de Paști. Astfel, în anul 1582, Papa Grigore al XIII-lea revizuiește calendarul Iulian și își creează propriul calendar, calendarul Gregorian, calendar folosit și în ziua de astăzi. Pe lângă rezolvarea erorii din calendarul Iulian, acesta restabilește data de 1 ianuarie ca fiind începutul anului. Totuși, nu toate țările creștine s-au arătat încântate să adopte noul calendar. Italia, Franța și Spania l-au adoptat imediat. Restul națiunilor protestante și ortodoxe au avut nevoie de ceva mai mult timp. De exemplu, Marea Britanie și coloniile sale americane au început să folosească calendarul gregorian după anul 1752. Până atunci, aceștia sărbătoreau anul nou în data de 25 martie. De-a lungul timpului, țările necreștine au început să folosească la rândul lor calendarul gregorian, China fiind un exemplu notabil, care au început să-l folosească în anul 1912. Însă au continuat să sărbătorească anul nou chinezesc, care nu are o dată fixă. De fapt, mai multe țări care folosesc calendarul gregorian au și alte calendare tradiționale sau religioase. Alte țări nu au adoptat noul calendar și, prin urmare, sărbătoresc intrarea în anul nou în diferite date. De exemplu, Etiopia, care sărbătorește anul nou, cunoscut sub numele de Enkutatash, în luna septembrie. Drept urmare, sărbătorim anul nou pe 1 ianuarie, datorită alegerilor politice din Roma, alegeri făcute cu mii de ani în urmă.